În hol. Câte am trăit în casa asta în toți acești ani? Câte au crescut și s-au ruinat, s-au adunat ori stricat pe nesimțite? Și acum, că mă mut în curând, proprietarul a început reparațiile pentru cel ce o va lua de la capăt aici. Ieri, de pildă, a reparat interfonul și azi am auzit pentru prima oară cum sună. Am răspuns cu emoția începuturilor. Bună ziua, suntem de la poliție. Am auzit. Probabil sună la nimerală, mi-am zis, ca poștașii sau distribuitorii de pliante sau oamenii străzii în iernile cumplite, când până și câinii își găsesc adăpost. Nici n-ar fi de la poliție. Ce trup bun. Am stat totuși în hol ascultând o vreme doar liniștea. Apoi i-am auzit urcând, s-au oprit chiar la mine la ușă, doi bărbați încruntați, cam scârbiți de formalități, m-au chestionat dacă locuiesc aici, apoi au scos insignele de polițiști și în secundele alea mi s-au derulat prin minte toate faptele dubioase care ar fi putut reclama intervenția autorităților. Apoi unul dintre ei m-a întrebat dacă locuiesc străin în acest bloc. Am auzit niște voci într-o limbă semitică în curtea interioară. Le-am zis. Care curte? Cea în care dau toate bucătările din acest bloc. Și celălalt a scos o foaie pe care erau printate chipurile a doi bărbați fotografiați din față, ca la poliție. Unul mai tânăr, altul în vârstă, cu ochelari. Și ambii păreau dubioși, cum de altfel părem cu toții când ne fotografiază poliția. I-ați văzut prin bloc pe aceștia? M-am aplecat și cât încercam să le studiez fețele, prin fața ochilor mi s-a derulat imaginea aceluiași hol și tocul ușii de care, cu câteva ore în urmă, te-ai sprijinit înainte să pleci. Erai în mare întârziere, dar ți-a mai furat un sărut. Și tu m-ai îmbrățișat și n-am coborât mâinile. Ne-am deschiat frenetic și ne-am iubit în picioare, împleticiți în haine și limbile ceasului. Nu mai amintesc. Le-am răspuns. Și în fața ochilor n-aveam decât palmele tale atât de frumoase pe mozaicul al negru din holul la care se holbau ei acum. Thank you.